Nemulțumiți de nivelul de salarizare, polițiștii vor ieși în stradă să-și ceară drepturile. Sindicatele din Poliția Română organizează 3 zile de proteste care vor debuta mâine în fața Ministerului Muncii. Cei mai mulți polițiști sunt așteptați însă pe 25 martie când oamenii legii vor scanda în fața Ministerului de Interne. Vom picheta în primele 2 zile, adică 23-24, Ministerele Muncii, Ministerul Afacerilor Interne și va culmina în data de 25 martie, de ziua Poliției, cu un meeting de protest unde vom sărbători ziua Poliției la Ministerul Afacerilor Interne între orele 10 și 12, după care vom pleca într-un marș de protest către Guvernul României, pentru că până acum am avut un dialog al surzilor, nu s-a înțeles sub nicio formă ralierea salariilor, așa cum prevede legea. Liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual a subliniat că polițiștii nu cer majorări salariale. Aceștia protestează față de neaplicarea hotărârii Guvernului numărul 1/2017. Oamenii legii se plâng că salariul este calculat la nivelul anului 2009, atunci când salariul minim pe economie era de 600 de lei. Sperăm ca în al 12-lea ceas ca guvernanții să înțeleagă că legea nu se negociază, legea se aplică. Noi suntem forța de coerciție a statului și noi aplicăm legea atunci când ieșim în stradă. Doamna ministru ne-a mulțumit pentru activitatea desfășurată în condițiile în care avem un minus de personal de 22.000 de cadre la nivel de minister. Practic facem și munca posturilor neocupate, ne-a mulțumit pentru activitate, ne-a mulțumit că avem o descreștere timp de 9 ani a infracționalității raportată la media europeană, în schimb, mulțumirile nu sunt de ajuns, noi lucrăm, avem familii, avem copii, avem fiecare necesitățile noastre, noi lucrăm ca oricare cetățean din România pe un salariu. Din județul Olt vor pleca la București pe 25 martie cel puțin 100 de persoane. S-a făcut apel și la celelalte sindicate din aparatul MAI, dar și la personalul contractual pentru a participa la meeting-ul care va avea loc chiar de ziua Poliției Române.